Criza forței de muncă lovește și în sectorul IT. Deși în ultimii ani tot mai mulți tineri au optat să studieze în domeniul IT, companiile tot duc lipsă de angajați și au mereu deschise 10 ori sute de poziții de la entry level la posturi ce necesită ani de experiență. Ca să își atragă posibilii angajați, marile companii au făcut modificări la pachetul salarial. Oferă salarii de 1000 de euro, iar banii vin la pachet cu asigurări de sănătate, etichete de masă sau bani pentru vacanță. Mai mult, angajații pot să își negocieze și orarul de muncă, mai ales că ultimele studii plasează programul flexibil de muncă în topul preferințelor angajaților. Haideți acum să vedem ce salariu poate câștiga un ITist și ce așteptări au candidații de la angajatori. La ediția de toamnă a târgului de cariere în IT din Cluj, marile companii din acest domeniu au scos la bătaie peste 2000 de locuri de muncă și candidații au fost destui, peste 4000, dar nu toți au căzut la înțelegere cu angajatorii. Angajatorii și-au modificat pachetele salariale, au inclus mai multe beneficii, oferă traininguri aplicate, atât în țară cât și în străinătate. Totodată, pentru cei care sunt în curs de absolvire, oferă și pachete de internship-uri de 3 sau 6 luni. Sunt și oferte part-time și oferte full-time, deci au încercat să acopere o gamă cât mai largă. Pentru un tânăr care e la început de carieră, pragul este undeva la 500 de euro, în câteva luni el poate să ajungă la 800-1000 de euro, iar în câțiva ani, pentru funcțiile importante din IT, se ajunge și la un salariu de 3000-4000-5000 de euro. În anul 2018, tinerii nu își mai doresc doar salarii bune pentru munca lor, așa că înainte să spună da unui job bun, își mai negociază câteva condiții. Am constatat că tinerii sunt orientați către un mediu de lucru plăcut, își doresc o relație bună cu colegii, desigur un salariu atractiv, dar interesează partea de dezvoltare în carieră pe termen lung și modul în care la locul de muncă poți învăța lucruri noi, lucruri practice care îi vor ajuta în toate activitățile. Industria IT din România are 17.000 de firme active, peste 100.000 de angajați și venituri anuale de 4,8 miliarde de euro, arată un studiu realizat la finalul anului trecut de către Asociația Aries Transilvania. Clujul este pe locul 2 după București, atât ca număr de companii, cât și ca număr de angajați. Același studiu mai arată că unul din 11 angajați din Cluj lucrează în IT.